Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici la Alba Carolina TV. După aproape două săptămâni de pauză, revenim alături de dumneavoastră cu un nou invitat. Astăzi vă propunem să pășim pe drumul prelucrării metalelor prețioase. Am intitulat emisiunea noastră de astăzi Magia Aurului. Și am marea bucurie de a vorbi despre acest subiect cu o doamnă de povestea Albei, cu un artist bijutier, aș îndrăzni să spun, cu doamna Victoria Götzkens. Bine ați venit alături de noi! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația noastră, că ați acceptat să discutăm despre omul Victoria, despre artistul bijutier. Cred că nu este un titlu eronat acesta de artist bijutier. Și că ați acceptat să vă deschideți sufletul în fața noastră și a telespectatorilor noștri. Pentru că timpul alocat emisiunii noastre este foarte, foarte limitat, avem doar 55 de minute la dispoziție pentru a povesti. Vreau să începem discuția cât se poate de direct și aș vrea să vă provoc pentru început să o descoperim pe cea care este omul Victoria Götzkens. Așadar, care sunt începuturile dumneavoastră? Începutul meu de la naștere, probabil. Sunt născută în casa bunicilor mei din Orșova. Tatăl meu a fost ofițer în Ministerul Forțelor Armate Române. Mama a lucrat la judecătoria din Orșova. Și eu, în primii ani, așa a fost întâmplarea, să mă joc la o masă de bijutier. Pentru că la noi în familie a mai fost cineva bijutier în Orșova. Cam așa a început viața mea. Din Orșova, în casa bunicilor. Sunteți, dacă m-am documentat bine, unul dintre mari artiști bijutieri pe care țara noastră are, și nu doar țara noastră, ci și Europa și lumea întreagă. Sunteți unul dintre puținii artiști bijutieri care lucrează în tehnica filigranului și o să vedem mai târziu ce presupune această tehnică de prelucrare a metalelor prețioase. Un artist bijutier care lucrează nu doar pentru public, lucrați și pentru muzee sau diferite spații expoziționale. Ați avut expoziții în țară, în străinătate și chiar și dincolo de hotarele Europei. V-aș propune să povestiți puțin, să ne oprim asupra perioadei de formare. Unde v-ați format ca și bijutier? Care au fost etapele formării dumneavoastră? În anii 70, când înaintea anilor 70, cu puțin înainte, tata, care era o persoană mai pragmatică, m-a întrebat: ei bine, concret, tu ce vrei să faci? Deci nu exista întrebarea ce ți-ai dori sau ce visezi concret, dar așa a fost perioada, pentru că trebuie să privim în contextul general social-politic de atunci, în acea perioadă. Și pentru că mi-am adus aminte de masa de lucru a unchiului mamei mele, Gheorghe Măiescu, bijutier în Orșova. Eu, de mic, mi-a plăcut să mă joc, să fac efectiv ceva și am spus că îmi doresc să dau examen pentru meseria de bijutier. După care, normal, că au început întrebările unde, ce și cum. Și în 1971 am avut șansa să dau examen pentru această meserie. Atunci era o școală prin cooperația meșteșugărească. Am fost 6 pe un loc. Am dat probă de desen, matematica și limba română. După care am așteptat rezultatul cu foarte mari emoții și la scurt timp am aflat că am fost admisă. După ce dădea examen, cooperația meșteșugărească, în funcție de probele pe care tu le-ai dat la examen, mai ales desenul, ca meserie global, erau 3 ramuri pe care puteai să mergi.
ca bijutier, ca argintar, care includea cizelura. Nu știu dacă ați văzut vreodată obiecte cizelate, ceainic, tăvi, nu se mai găsesc, nu se mai văd. Și mai era încă o ramură ca gravură. Gravura ce însemna? Acea sculptură în metalul prețios și țintuirea pietrelor. Deci erau trei meserii distincte în aceeași ramură, ca bijutier. Dar ca bijutier mergeai pe 3 ani la locul de muncă, făceai practică, iar partea teoretică am făcut-o la UCECOM Arad. Acolo se făcea zona noastră de Banat, acolo merge la școală. Deci, cum ar veni, specializarea s-a făcut în cadrul locului de muncă. Absolut. Și după terminarea perioadei de școlarizare, ați continuat să activați în cadrul cooperației? Eram și obligați, pentru că școala costa bani. Da. Cu toate că noi aveam bursă, școala avea un preț și noi trebuia să încheiem contracte pe cel puțin 5 ani cu cooperația și trebuia să rămânem acolo. Am înțeles, n-am știut că exista și această obligație celor care treceau prin această etapă de școlarizare. V-aș propune să rămânem puțin tot în această perioadă de tinerețe, care s-a scurs în plin regim comunist. Știu că cu toții știm de fapt că regimul a avut anumite aversiuni față de o clasă socială, față de cei care dețineau bunuri materiale după colectivizare, după naționalizări, cei care dețineau metale prețioase, aur, argint, platină, au fost obligați fie să predea, fie li s-au confiscat aceste bunuri. Știu că la un moment dat bijutierilor li s-a interzis să prelucreze metalul, să confecționeze bijuterii, erau obligați să lucreze doar cu materialul adus de client. Da. Cum v-ați desfășurat activitatea în această perioadă? Da. Cum a decurs activitatea dumneavoastră? Deci am intrat ca ucenic în 1971 și deja funcționam după legea 271 din 1960. Asta însemna că aveam restricții la cantitatea. Era un monopol de stat, în primul rând metalul prețios, aurul, platina, aurul și argintul, era monopol de stat. Persoanele particulare aveau voie doar o anumită cantitate de metal prețios. Și acum trebuie să-mi aduc aminte, da, și să povestesc puțin. Au fost întâmplări neplăcute. În prima săptămână de ucenicie, maestrul meu, cu vorbe foarte bine, foarte domoale și foarte ținând să mă protejeze, pentru că eram un copil, un tânăr, mi-a explicat că în orice moment ușa se poate deschide și cineva să strige pe un ton mai răstit că trebuie să stăm cu fața la perete și cu mâinile sus, pentru că urmau să descindă în atelier și să controleze. Se controlau până și lițele de la contoarul electric. Se tăia săpunul, erai dezbrăcat, deci se făceau controle corporale, da. Și da, nu era deloc plăcut. Am citit un mic material referitor la această perioadă și am să vă rog să mă corectați dacă nu este adevărat. Din acel material am înțeles că, deși bijutierii puteau lucra cu materialul clientului, doar un metal de o anumită puritate se putea prelucra. Este adevărat? Da, se prelucra doar 14 carate, atât. În comerț se mai aduceau din când în când penițe de aur de 12 carate. Doar anumite monede erau permise. Țin minte, adică n-am să uit niciodată, cocoșeii nu erau. Erau interziși la deținere, pentru care s-au făcut
S-au făcut descinderi foarte urâte și am colegi, și acum le văd figura, care au murit. Au fost bătuți, au fost schingiuiți, ca să spună adresa clienților. În plus, de la începutul perioadei mele de ucenicie și pe toată perioada până în 89, o comandă se putea da spre lucru doar pe baza unui buletin. Și în bonierul pe care trebuia completat, la datele clientului figurau nume, prenume, serie de buletin, număr, serie, număr și adresa. Și dacă ei pătrundeau în atelier, atunci luau acele boniere și după ele controlau să vadă cantitățile clienților. Deci, da, s-a întâmplat lucrul ăsta. Vă solicite prelucrarea unei bijuterii sau confecționarea unei bijuterii dintr-o anumită cantitate de aur, își asuma. Era, își asuma, da, dar deja o populație știa. Acum aveau deja o experiență și la mine în familie. Eu când m-am născut și am avut în jur la 5 ani, 10 ani, stăteam la masă cu străbunicul, străbunica, bunicul, bunica, mama, tata, eram 4 generații. Și noi povesteam și se povestea în familie, pentru care părinții mei, la început, când eu le-am spus că aș vrea să mă fac bijutier, au avut puține abțineri. Este adevărat, pentru că și meseria era mai mult în mâna bărbatului. Bărbații erau mai mulți decât femeile, dar, da, cam asta au fost... Cam astea au fost întâmplările reale. Trăite, da. Trăite și despre care ar trebui să povestim mai des. Mai des, da. Sunt lucruri pe care generația mea, de exemplu, astăzi nu le mai cunoaște. Noi când vorbim despre... Nici nu le înțeleg. Nici nu le înțeleg ce-i drept. Noi când vorbim despre regimul comunist, majoritatea dintre noi vorbim așa la modul superficial. Nu știm încă în amănunt ceea ce s-a întâmplat în acei 45 de ani de dictatură comunistă în țara noastră cu adevărat. Vă propun să mergem așa pas cu pas mai departe. A venit Revoluția, eliberarea din 1989, moment după care ați părăsit temporar țara noastră, v-ați îndreptat spre nordul Europei, unde v-ați continuat activitatea de bijutier, de artist bijutier. Și mi-aș dori pentru început să aflăm care au fost primele dumneavoastră contacte cu acea lume, cu lumea nord-europeană. Da, și de ce v-ați îndreptat tocmai spre acel... A fost un curaj zonă. Fantastic, da. După Revoluție, la câțiva ani de zile am încercat să-mi deschid un atelier în România și recunosc că eram prea visător și prea entuziaști în acea perioadă, dar da, în perioada comunistă au fost mici frustrări în sensul că eu nu mă puteam întâlni cu alți colegi, nu puteam să particip la nicio expoziție, la niciun concurs, nu puteam, deci efectiv nu aveam voie. Una, pentru că tata era în armată, și în al doilea rând, da, nu era bine să faci lucrul ăsta, nici nu aveai posibilitatea și după Revoluție am încercat să-mi deschid un atelier, dar costurile erau enorme, foarte mulți bani pentru acte și am zis totuși plec. Și am avut curajul să plec exact în acel punct fierbinte, aproape de Antwerpen, da, puțin mai sus de Antwerpen, dar era un reper Amsterdamul pentru șlefuirea diamantelor, ce știam noi, dar de fapt în acest timp a preluat Antwerpenul cu șlefuirea diamantului și normal că pentru un bijutier care n-a avut voie să lucreze nici cu pietre prețioase, pentru că și alea erau prost văzute, dar dispăruseră sau oamenii și le-au pus bine pentru zile
mai negre, sau mă rog, pentru când vor putea să-și facă ceva din ele. Deci, nu am avut acces la pietre, nu am avut acces la un, la o libertate de a crea, pentru că noi trebuia să lucrăm cu materialul clientului și atunci clientul dicta modelul de foarte multe ori. Nu prea eram de acord cu acele lucruri, dar trebuia să le faci. Respectată dorința clientului. Și era o dorință mea foarte mare să pot să lucrez liber, să creez, pentru că se adunase, deja adunasem experiență, plus că am trecut prin acele calificări care se făceau, despre care nimeni nu mai vorbește nimic, ar fi bine să vorbim despre ele. Pentru că atunci când terminai școala de 3 ani de examen, după ce urmau, după 3 ani, trebuia să-ți iei prima treaptă, după alți 3 ani, a doua treaptă, după ce luai cele două trepte, trebuia, aveai obligația morală, cel puțin, nu te obliga nimeni efectiv, dar aveai obligația morală să iei doi ucenici cu care lucrai și le învățai de unde ai plecat, de unde erai tu mai departe. Deci, după care urmau și specializările, pentru că trebuia să mergi la specializare și cam asta ținea vreo 15 ani de zile. După ce ne luam cele patru categorii și specializarea, puteai să spui că ești împlinit. Na, deci eu aveam deja acești ani și îmi doream foarte mult să lucrez liber și să creez. Și asta am făcut. Am plecat legal. Chiar și plecarea a fost puțin dificilă, că se stătea pentru acea viză. Mă rog, a fost dificil, am plecat totuși și bine am făcut, pentru că contactul cu acea lume mi-a prins foarte bine, pentru că abia atunci am realizat că Europa era industrializată de aproape 70 de ani de la cursul marii industrializări și eu când am căzut acolo am făcut o colecție și m-am dus la un bătrân evreu să-mi spună ce părere are el despre aceste bijuterii, el fiind în domeniu. Și când a deschis caseta a zis: pe draga mea, astea sunt pentru galeriile din Amsterdam. Eu locuim puțin deasupra, la vreo 35 de kilometri de Amsterdam, ceea ce familia mea, noua mea familie de acolo a fost foarte entuziasmată și da, am făcut foarte bine, pentru că mi-am dezvoltat creația și pentru că am aflat că tehnica pe care eu am învățat-o este aceeași tehnică de peste 1000 de ani, nu este legată de energia electrică. Eu când am intrat în primul an de ucenicie foloseam flacăra de la spirtieră, nu aveam brenere cu care se lucrează acum cu gaz, și toate etapele astea mi-au prins fantastic de bine și am realizat ce extraordinară meserie am învățat eu în anii 70-75 în România. Fantastic. Deci la noi oarecum a continuat această practicare a tehnicii tradiționale, exact, de prelucrare a metalelor prețioase. Deci cu sacrificii, pentru că în momentul în care eu am ajuns acolo după câțiva ani deja și participând la primul concurs, concurs, așa se spune, concurs de bijuterii, deja au pus ochii și deja au venit și au început să tatoneze că s-ar putea să lucrez pentru ei sau ceva de genul. Și eu am fost foarte, adică am realizat valoarea la ceea ce eu fac în manufactură și nu am acceptat niciodată, nu am acceptat să merg pe latura asta. Și în momentul în care ați ajuns în străinătate, mai existau în acele zone, ateliere, puncte în care se lucrau materiale prețioase în această tehnică sau da, exista doar am producția găsit de serie? Am găsit un singur bijutier
Dumnezeu să îl odihnească, nu mai este. Și da, el lucra manual. Totuși mă gândeam că zona nord-europeană, țările de jos, Germania, Danemarca au avut o tradiție în ceea ce înseamnă prelucrarea materialelor prețioase. Păi au aurului, o tradiție, dar argintului. Dar nu s-a mai mers pe manufactură. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb în continuare, când ați revenit în țară și cum de ați ales să vă stabiliți tocmai la Alba Iulia, bănățeancă fiind? Am așteptat ca soțul să iese la pensie și este adevărat că mi-a prins foarte bine ieșirea, dar trebuie să recunosc un lucru. Cu toate că în fața magazinului meu s-a creat un drum turistic la care oamenii veneau, treceau pe strada noastră și acolo rămâneau să privească vitrinele, chiar incomodau și circulația la un moment dat. Trebuie să recunosc că acele creații pe care le făceam acolo în nordul Europei nu erau atât de complexe cu ceea ce femeia româncă agrează și chiar poartă cu plăcere. Pentru că femeia româncă este mult mai sofisticată. Și mi-era dor, chiar mi-era dor să creez pentru zona noastră. Este o diferență. Ce se cere acolo de gusturi. Absolut, absolut. Parcă le era frică. Era ceva prea mult pentru... Era ca un șoc pentru doamnele de acolo. Bine, asta poate și datorită tradiției protestante pe care a avut-o spațiul respectiv. Probabil. Sau pentru că deja li se oferea și erau foarte mult promovate moda minimalistă. Da, și asta putea fi luată în considerare. Și atunci vin și fac explozie de formă și de construcție, pentru că manopera este o construcție din piese, fiecare obiect e compus din mai multe piese și atunci, da, mi-era dor. Și cum de v-ați hotărât să vă stabiliți tocmai la Alba Iulia, în inima Ardealului? Ecuația este foarte simplă și trebuie spus și lucrul ăsta. Românii care au plecat foarte bine, merg și văd, au de învățat și cu foarte mulți își doresc să revină. Ce nu mi-a plăcut și nu am acceptat niciodată, pentru că de atâtea generații, noi știm că trebuie să fim stăpâni, adică acoperișul deasupra capului trebuie să fie al tău. Acolo dacă era al tău, ghilotina te impozita atât de mult încât nu-ți mai doreai sau nu era economic să fie al tău acoperișul, pentru că așa era legea. Deci nu era economic, nu era bine să ai acoperișul tău. Eu nu am acceptat lucrul ăsta, am stat acolo atâta timp și i-am spus soțului, nu te supăra măcar când ieșim la pensie, să știu că o colibă dacă am aceea să-mi aparțină. Și bine am făcut. Și acea colibă ați ales-o tocmai la Alba Iulia și ne bucurăm să încercați ales să vă stabiliți în cetatea Marii Uniri, de unde au început o serie de proiecte importante, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi. Și o să le descoperim în cele ce urmează. Vă propun să trecem la partea de meserie, cum se spune. Spuneam adineauri că dumneavoastră sunteți unul, dacă nu singurul, artist bijutier din Europa care lucrează în metalul prețios, aur, argint sau platină, în tehnica filigranului. O tehnică pe care am constatat că unii o numesc tehnica dantelei. V-aș ruga să ne spuneți mai exact ce presupune această tehnică de prelucrare a metalului prețios și care sunt etapele acestei
Acum putem spune că metalul prețios ne-a venit de la stele, nu? Stelele când au explodat sau când s-au ciocnit, pământul a fost binecuvântat cu aceste metale rare. Mm-hmm. Sunt rare pentru că ele au o măsură. Se exploatează, se termină și gata, da. omul nu va putea niciodată. Cu toate că mulți alchimiști și-au propus să facă lucrul ăsta, nu se va reuși. Bun. Deci ele sunt metale rare, din primele luni de meserie, maestrul meu, pe care eu acum trebuie să spun după mama, era evreu, după tată era maghiar, și el îmi spunea importanța metalului prețios, de ce trebuie să-l prețuim. Și mi-a explicat de ce. Că el are o anumită cantitate care când se va termina, se va termina și gata. Pentru că atunci când a trebuit eu să fac o specializare, eu am agreat să mă specializez pe filigran. Filigranul este o dantelă. Iar această tehnică nu poate fi copiată, nu poate fi multiplicată în celălalt sistem de producție. Deci eu mi-am ales această calificare, această specializare și da, ea este o dantelă care se realizează din două fire răsucite. Tehnica este foarte veche, are peste 1000 de ani și de ce am ales să o fac cu aur pur. Da, cu aur pur, pentru că așa a fost să fie. Am primit o invitație din partea doamnei europarlamentar pe vremea aceea, Renate Weber, în 2015, pentru a merge cu o expoziție în Parlamentul European. Și eu m-am gândit ce să fac, ceva deosebit, ca să prezint, să vorbesc despre școala mea. Și atunci am realizat prima bijuterie din aur pur, care a fost marcată la București, la NPC. Și mi-aduc aminte figura doamnei care după câteva ore de control pe spectru a venit și a spus: da, este de 24 de carate. Normal că am avut emoții, că nici eu nu m-am așteptat ca să fie admisă pentru puritatea asta, cu toate că știam lingou de unde vine și care sunt caratele. Deci prima bijuterie marcată în România este această bijuterie de 24 de carate care a fost prezentată în Parlamentul European în 2015. Deci acea invitație a fost de bun augur pentru că m-a pus să fac ceva deosebit și chiar am reușit. Interesant. Bănuiesc că înainte de a crea o bijuterie de acest gen, trebuie să existe o schiță, un desen care să stea la baza acelei bijuterii. Acum, ca orice artist, mă gândesc că aveți mai multe surse de inspirație. Pentru dumneavoastră, care sunt aceste surse de inspirație? De unde vă inspirați atunci când vă hotărâți să creați o bijuterie? Eu mă inspir din natură. Mie îmi plac florile. Deci chiar îmi plac florile. Îmi plac pietrele și combin. Pentru că meseria de bijutier nu este doar în a țintui pietre, mai ales că nu sunt gravor. Deci asta era meseria gravorului. Deci îmi plac pietrele, îmi plac florile, îmi place natura și atunci... Și nu le schițez, foarte puțin schițez. Doar dacă ceva am pe moment, să-mi aduc aminte să nu uit, pentru că există și momente de așa, da, nu mai mi-aduc aminte ce... Dar am atâtea idei, nu știu, trebuie să lucrez permanent. Corect. Ideile nu se documentându-mă pentru emisiune,
am aflat că dumneavoastră lucrați doar în platină, aur și argint. Dintre aceste metale prețioase, există un metal pe care îl preferați în detrimentul celuilalt? Sau toate nu, sunt le agrez pe toate palier? Trei. De ce? După ce am realizat bijuteria din aur pur, am stat și m-am aplecat și asupra platinei, de care mi era teamă. De ce? De multe ori citim câte ceva și te influențează. Platina, de fapt, este atât de scumpă, a fost descoperită calitățile ei mai târziu, dar mai târziu a putut fi topită pentru că ea are un grad de topire mult mai înalt decât aurul. Iar punctul de fierbere care trebuie atins e la vreo 3700 de grade. Deci, ea mult mai târziu a fost la început s-a crezut pur și simplu, spaniolii credeau că platina este un argint stricat, pentru că nu reușeau să-l topească. Invitația pe care eu a urmat după Parlamentul European a fost din partea excelenței sale, doamna ambasador Nineta Bărbulescu, care pe vremea aceea era ambasador în Australia, și dânsa a auzit despre expoziția de la muzeul nostru și a venit personal în vacanță cu soțul, cu copiii în mașină, și a venit și a vizitat expoziția de aur pur. Când s-a adunat o colecție, noi am avut expoziție la muzeu. Dânsa a venit și mi-a propus să particip la un eveniment creat de ambasada noastră acolo. Și nu, deci Australia nu e atât de aproape cum era Bruxelles-ul. A urmat invitația doamnei și atunci m-am gândit, Doamne Dumnezeule, trebuie să fac încă ceva. Adică și relaxat m-am gândit la filigranul care să conțină platină. Și l-am făcut. După ce l-am făcut, ceva îmi aduceam eu aminte, ceva nu în ordine. Și am luat dicționarul. Și atunci avem dicționarele în toate limbile lumii nu conține platină, elementul platină. Vorbesc despre filigran, îl descriu tehnic, descriu și tehnica, dar spune așa că este de aur sau argint sau etc. Adică poți să-l faci și din cupru. Și am spus, atunci trebuie să facem puțină cercetare. Într-adevăr, acum putem spune cu gura mare, suntem primii în lume și l-am și înregistrat. Da, suntem și nu numai atât, pentru că pentru expoziția de la Canberra am făcut mai mult decât filigranul în platină. Am făcut filigranul din fir de aur și platină. Deci fiind două fire, am intercalat platina cu aur pur. Este crem a la crem în meserie, pentru care acolo în Canberra am avut o surpriză de proporții, pentru că am fost invitată de doamna, de excelența sa, doamna ambasador, să mergem împreună la monetăria regală a Australiei. Și am fost primiți de domnul președinte, de domnul director Ross McDiarmid, și nu știu câți români. Mă gândeam așa, Doamne, ce eveniment în viața mea să pot să merg să văd acea monetărie însoțită de domnul director, și cu dânsul am povestit și i-am și lăsat un certificat. S-a arătat foarte încântat și surprins de ce a văzut și a auzit, pentru că a și văzut-o. Cumva ați lămurit următoarea problematică pe care aș fi vrut să o discutăm. Eram curios, eu sunt un profan în ceea ce înseamnă prelucrarea metalului prețios și vreau să vă întreb dacă se pot face combinații de acest gen între aur și platină, aur și argint, platină și
argint, dacă canoanele meseriei, să spunem, permit acest lucru și ne-ați lămurit pe deplin această chestiune. Deci piesele chestiune. Sunt unice în lume. Și avem cu ce ne mândri. Mândri până la urmă, da. Și eu am făcut asta atunci când am fost chemată prin doamna ambasador de statul român și acolo, în momentul în care mi s-a decernat acel certificat de excelență, când doamna ambasador a vorbit în limba engleză și erau atâtea delegații ambasadelor, pentru că a fost un eveniment de 1 decembrie, nu? În 2019 s-a întâmplat asta și doamna ambasador a explicat mulțimii despre ce este vorba și de ce mi se înmânează acel certificat de excelență. S-a făcut o liniște de plină în sală și erau două încăperi arhi pline. O liniște totală. Iar pentru această expoziție unde eu am mers și fizic, pentru că au fost două în Australia la ambasada noastră de acolo, prima expoziție am trimis-o cu asigurare cu tot și la a doua am mers eu personal și atunci s-a întâmplat acest eveniment. Asta înseamnă că asta e încă un motiv de bucurie că ne-am întâlnit. Vă mărturisesc, nu am întâlnit această informație pe parcursul documentării mele și cred că puțin locuitori ai județului Alba cunosc acest lucru, cunosc experiența dumneavoastră din 2019, care până la urmă este un motiv de mândrie pentru noi, pentru județul nostru, să avem, da, iată, în Alba Iulia, unul dintre mari artiști, bijutieri ai lumii până la urmă. Dumneavoastră ați atins pe parcursul discuției subiectul expozițiilor pe care le-ați organizat de-a lungul timpului. Bijuterii dumneavoastră au călătorit în lume, în primul rând, prin cei care le-au purtat efectiv, dar și prin aceste expoziții. Și v-aș provoca să ne vorbiți puțin despre expozițiile pe care le-ați organizat până în momentul de față, atât în țară cât și în străinătate. Pentru că, iată, ne-ați vorbit despre expoziția din Parlamentul European de la Bruxelles, despre expoziția pe care ați avut-o în Australia. Câteva cuvinte. La baza... Asta am vrut să spun despre... Ca să ieși din țară, bine, în Europa nu este nicio problemă, expoziția de la Canberra și Melbourne, pentru că și la Melbourne a avut loc, ca să mergi cu un bagaj de piese de o asemenea valoare, tot drumul și logistica pentru asta am fost ajutată de vama noastră de la Otopeni. A fost o echipă de oameni care au lucrat pe legislație și m-au ajutat cu toate actele în ordine ca eu să ajung cu bine acolo și să nu avem probleme în vamă. Deci asta este primul punct. Bagajele și cutiile în care au fost depozitate bijuteriile au avut statut de bagaj diplomatic. Nu a fost așa. A fost într-un mod mult mai simplu, dar au ajuns cu bine și eu am ajuns cu bine și totul s-a petrecut corect, legal, fără niciun fel de bătaie de inimă. De foarte important lucrul ăsta. Foarte important. Bun, haideți să vedem pe unde ați expus creațiile dumneavoastră. Unde am fost chemată. Bruxelles, Australia, știu că ați avut expoziție la Viena, în Austria. Da, cu ICR-ul, Institutul Cultural Român. Cultural Român. În alte părți ale Europei, ale lumii. Păi să știți că nu am fost pentru că nu sunt invitată. Eu dacă sunt invitată undeva merg, altfel nu, scuzați-mă, lucrez. Mm-hmm. Și în țara noastră știu... Cunosc expozițiile pe care le-ați organizat de-a lungul timpului la Muzeul Național al Unirii. Ne-am întâlnit odată sau de două ori la Sebeș, când ați fost invitată de Centrul Cultural Lucian Blaga din Sebeș pentru a expune piesele dumneavoastră în foaierul
centrului cultural, în alte colțuri ale țării, ați mai avut expoziții? Nu. Doar nu. La noi, în județul Alba? Exact. Adică ce am făcut și ce a meritat atenția publicului, eu împreună cu muzeul și o colaborare foarte frumoasă, pentru că și în continuare vom face evenimente foarte interesante. Dacă tot am vorbit despre expozițiile găzduite de Muzeul Național al Unirii, știu că în prezent la Sala Unirii poate fi admirată o expoziție, de fapt o expoziție de bijuterii reproduse după tablouri de epocă. Este vorba despre expoziția Marginalii Artistice, în care sunt expuse bijuterii reproduse, bijuterii care au aparținut unor familii aristocratice din vechiul regat al României. Ne puteți vorbi puțin despre această expoziție, despre proiectul acestei expoziții? Dacă ar ști omul când stă în fața unui tablou și îl admiră și după aceea trec ani și te duce gândul să faci lucrul ăsta, în perioada comunistă nu aveam voie să ieșim din țară, nu? Era interzis. Dar în Uniunea Sovietică se putea merge. Și am fost într-o excursie în 1983, undeva în, se spunea atunci, Leningrad, actualul Sankt Petersburg. Da. Acolo am văzut Ermitajul, acolo am văzut prima oară în viața mea un Leonardo da Vinci, un Michelangelo, care m-a influențat foarte mult în viață după aceea. Și eu, ca bijutier, când vezi un tablou și în acel tablou este pictată și o bijuterie, normal că primul lucru este mă gândesc cine a făcut-o, cum era bijutierul, în ce atelier, care este epoca, care era tehnica. Deci aceste întrebări le-am avut cu mulți ani în urmă, chiar atunci la Ermitaj. După aceea a urmat Europa, pentru că s-au deschis granițele și să merg. Și a fost așa ca o cum să zic, hai să fac lucrul ăsta, dar prima poveste care m-a determinat să și încep lucrul a fost o poveste tristă despre colierul Reginei Maria și am zis am văzut două tablouri în care acel colier era reprodus și m-am pus să l-am făcut, dar nu a fost ceva că neapărat trebuie să fac exact, pentru că era pictură. Când l-am văzut gata, m-am speriat de reușită, nu m-am speriat, a fost drăguț. Am zis, wow, ce fac cu el? Oricum nu se putea vinde, nu ar fi fost frumos. Și nici eu nu l-aș fi purtat, la fel nu ar fi fost frumos. Atunci am luat colierul și am mers la muzeu și l-am întrebat pe domnul director, vreți să primiți acest colier? Și a fost încântat și după aceea m-am gândit că ar fi frumos așa un proiect, pentru că există multe bijuterii care nu mai există. Tablourile există, imortalizarea lor există, unele chiar frumos redate de pictor. Ce a fost drăguț este că aici, în această expoziție, la prima ediție, avem pe Anton Cladec și pe Mișu Pop. Ei, la Anton Cladec pot să-mi pun întrebarea dacă era real sau n-a adăugat el ceva de la el. Găsești sau realizez de unde vine bijuteria, pentru că am reprodus aceste bijuterii în aceeași tehnică de la perioada respectivă, pentru că este exact aceeași tehnică învățată de mine ca ucenic. Și eu nu mi-am schimbat tehnica, deci eu am rămas pe manufactură. Ce înseamnă manufactura? Înseamnă să faci, să construiești o bijuterie sau un obiect de artă din piesele respective făcute manual, fără ștanță, fără matriță, fără turnare, fără... Deci el trebuie făcut manual de la A la Z. Din sârmă, placă și sârmă, care
sârmă se trefilează, asta este denumirea tehnică, trefilare, și laminarea plăcii, valțul este la fel ca acum 1000 și ceva de ani, când deja erau acele calandre, știți că se foloseau la stors rufele, la, pe același principiu, doar că erau mai mici și erau calandre să te ajute să nu mai bați cu ciocanul, că mai înainte se bătea pur și simplu tabla, o făceau din cizelură, din batere cu ciocanul. Omul a mai evoluat și prin batere bănuiesc că firul nu iasă atât de fin de... Filiera este pur și simplu un fier bine tratat cu niște găuri rotunde. Poți să faci și filieră cu fier pătrat, semi-oval sau rotund. Da, eu o folosesc clasic. Deci toată construcția este din sârmă și placă. Interesant. Să rămânem puțin la discuția pe care am început-o referitoare la expoziția pe care o putem admira zilele acestea la Sala Unirii. Ea reproduce, așa cum am spus, bijuterii care au aparținut unor familii aristocratice din vechiul regat. Pentru început sunt reproduse piese care au aparținut familiei Filip și familiei Manu. Din discuțiile pe care le-am avut, mi-ați spus că veți continua acest proiect, că veți continua această muncă de reproducere a bijuteriilor care au aparținut familiilor noastre boierești. Dacă ne este permis, vă putem întreba care este următorul proiect, ce bijuterii urmează să reproduceți? Păi puteți să mă întrebați, dar n-am să spun. N-o să ne răspundeți. Nu, pentru că surpriza este foarte mare și vreau să rămână surpriză și este plăcută. Este una plăcută. Înțeles. Și bănuiesc că tot la Muzeul Unirii vor fi expuse. Absolut, și păi, sunt acasă. Nu ne rămâne decât să așteptăm vernisajul. Ne-ați povestit puțin despre colierul Reginei Maria, pe care l-ați reprodus și pe care l-ați donat cu multă generozitate Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, și mai știu că în pragul centenarului ați realizat o altă bijuterie pe care tot așa ați donat-o Muzeului Național al Unirii, bijuterie care în 2018, în aprilie 2018, dacă nu mă înșel, a fost chiar exponatul lunii la Muzeul Unirii. Este vorba despre o bijuterie, o bijuterie închinată centenarului, care reprezintă atât cetatea Alba Iulia, cât și momentul 1918. V-aș ruga să ne spuneți, să ne vorbiți puțin despre această bijuterie, să ne spuneți povestea din spatele bijuteriei pe care am aflat-o și eu înainte de a începe emisiunea noastră. După expoziția din Parlamentul European de la Bruxelles, cineva m-a contactat, cineva care lucrează probabil că pe lângă guvern, cu proiecte, cu pe termen lung, și m-a întrebat dacă aș fi pregătită pentru sfârșitul, sau mai precis pentru luna decembrie în 2017, să fiu prezentă undeva în Europa, într-un castel unde fiecare țară a Uniunii Europene își face un lobby. Și eu, foarte încântat, am spus da. Bun. Și persoana respectivă a zis, o să ne mai auzim. Ne-am auzit peste câteva luni și a rămas cam așa, că urmează un eveniment. Bineînțeles că nu s-a spus 100%. Un proiect, mă rog, care s-ar putea să meargă, s-ar putea să nu meargă. Dar eu, ca să mă pregătesc, nu pot să las lucrurile pe ultima sută de metri, pentru că nu este bine. Deja mă gândeam că urmează 2018 și chiar mă bucuram. Zic, uite, este decembrie 2017, undeva în Europa eu pot să vorbesc despre anul centenar ce urmează și să și facem invitațiile cu un termen înainte. Și m-am apucat de lucru. Normal că m-am gândit la ceva care simbolizează cetatea. Are 7 cercuri, 7 colțuri ale cetății. Are harta. Dar e făcută toată cu tehnica asta a filigranului, pentru că asta era specialitatea mea.
Și pentru că, mă rog, acolo am inclus piedestalul acelei piese, simbolizează strugurile și semnul creștinătății. Mă rog, m-am gândit, ar fi cam cinci mesaje ascunse. Simboluri. Dar, simboluri ascunse, dar da, a fost o piesă la care am lucrat cu foarte mult drag, gândindu-mă că e frumos să întâmpinăm și să sărbătorim fiecare în felul lui. Corect. Frumos. Și fiecare în felul nostru să ne aducem aportul. M-ați întrebat că doar aici am expozat. Eu, în primul rând, aici, pentru că eu mă simt în, că fac parte din comunitate și mă simt bine aici. Și așa cum spuneam, și această piesă a intrat prin donație în Patrimoniul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a fost expusă în 2018. Sunt ferm convins că alături de replica, trebuie să spunem că și această piesă a fost inspirată tot dintr-o bijuterie purtată de Regina Maria. Înseamnă că informația pe care am găsit-o este eronată. Au preluat frumoasa cronică scrisă de Daniela de la ziarul Unirea. Ea a scris foarte frumos despre această piesă și a fost preluată cu o mică greșeală și de acolo după donația colierului. Da. Dar nu că m-aș fi inspirat așa, de la colier. Așa am găsit a fost, informația, da, dar deci este au eronată. Au preluat-o foarte mulți. Această piesă, cum spuneam, se regăsește în Patrimoniul Muzeului Național al Unirii și au fost expuse în 2018. Sunt ferm convins că vor fi expuse din nou și în 2022, când se va încheia seria manifestărilor închinate centenarului Marii Uniri. Pentru că ne apropiem încet, încet de finalul emisiunii noastre, v-aș ruga, în primul rând, să-mi spuneți dacă în momentul de față pregătiți unul, doi sau mai mulți ucenici pe lângă dumneavoastră, dacă în jurul dumneavoastră ați creat o școală de bijutieri, iar în al doilea rând v-aș ruga să ne vorbiți puțin despre planurile dumneavoastră de viitor. Eu am ajutat câteva persoane, pot să spun am ajutat în sensul că ele nu puteau să facă drumul la București, să frecventeze tot cursul și le-am ajutat practic. Eu, pe persoană fizică, nu pot să țin locul acelei școli. M-aș bucura foarte mult pentru că această școală nu face diferența de putere financiară a părinților, dezvoltă și ajută tinerii. Eu sunt ferm convinsă că foarte mulți tineri își doresc să facă nu doar această meserie, sunt toate meseriile, meșteșugurile și ar trebui să facă puțină, nu știu dacă presiune este cuvântul corect, poate sugereze ca aceste școli să-și revină nu pentru 6 luni. 6 luni nu fac, nu pregătesc corect să-i spui unui copil că peste 6 luni tu poți să faci. Nu este corect. În plus, maestrul meu a avut o vorbă pe care eu trebuie să o spun în seara asta. El a spus așa, meseria nu se fură, se învață. Cuvântul a fura ar trebui să dispară din mentalitatea noastră. Corect. Nici o meserie nu se învață furând și nici ca om în viață asta nu este o soluție. În atelierul unde eu am lucrat, era un atelier multietnic și eram două persoane români, naționalitate română, în restul erau multietnici. Acolo în atelier, dacă eu uitam un lingou, copil fiind, sau un maestru, își lăsa un lingou de aur, îl găsea și după 10 ani, în același loc. Deci, meseria nu se fură, se învață. Și a avut mare dreptate. Vorbesc din faptele întâmplate, nu din povești.
mare lucru este să poți să ai încredere în colectivul în care lucrezi. Deci așa ar trebui format. Nu că păcălești copilul că în 6 luni de zile... Nu doar în acesta. Nu este corect să amăgești un copil, în primul rând, pentru că eu mă uit în urmă și eu mă văd pe mine când eram copil, chiar la 17 ani erai un copil. Te duci să înveți o meserie și o înveți cinstit și corect. Și un plan de și viitor. Planuri, da, păi cum să nu? Deci nu pot să țin locul școlii, corect. Am ajutat, pot să ajut. Acum cu ce se întâmplă global, nu a mai fost cazul pentru că m-am retras. Da, planuri de viitor, normal, că lucrez în continuare și am foarte multe proiecte în cap. Mie să nu-l sperii pe domnul director de la muzeu. Deci foarte multe lucruri frumoase aici pe plan local, pentru că este normal să spunem și acest lucru. Când plecăm, nu ducem cu noi nimic. Și mai este o vorbă bună, înțeleaptă. Suntem ceea ce lăsăm în urma noastră. Corect. Și cu aceste gânduri cred că putem concluziona discuția noastră. Eu mă simt onorat că ați acceptat invitația noastră și ați participat la emisiunea Pașaport Cultural. Sper că vom avea mai multe ocazii pe viitor de a continua această discuție. Noi am aflat astăzi o mică părticică din povestea dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și de telespectatorii noștri, pe care îi invităm, de ce nu, în următoarele zile, pentru că până în 2 august, din câte am înțeles, expoziția Marginalii Artistice poate fi vizitată la Muzeul Național al Unirii, mai exact la Sala Unirii. Invităm așadar să viziteze Sala Unirii și să admire această expoziție. Le mulțumesc telespectatorilor noștri că și de această dată au fost alături de noi și invit până data viitoare să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!